Vă salut pe toți băieți, bine ați venit la un nou episod de FIFA 19 pe canalul meu de YouTube. După o lungă perioadă de timp apare un nou episod, un nou episod făcut după cerința voastră, pentru că mulți dintre voi mi-ați spus pe live stream-uri să îmi iau o zi liberă și să fac un episod cu instrucțiunile și custom tactics-urile pe care eu le folosesc în meciurile de la Weekend League și de la Division Rivals. Iată că această zi a venit, dar înainte de a începe, hai să lăsăm un like la acest videoclip, să facem, zic eu, peste 200 de like-uri, cred că ar fi un obiectiv îndrăzneț și realizabil. Hai să nu mai luăm din vorba și să trecem la treabă. Cam asta este echipa pe care eu o folosesc, este un 4-3-3 cu 2 CDM și un CM. Vedem toți jucătorii stau în 10, e formația pentru chemistry ca toți jucătorii să fie în 10, pentru că eu joc un 4-2-3-1, o să vedem asta imediat. Îl avem în poartă pe David De Gea, inform, fundaș dreapta este Dani Da Costa, team of the season, fundaș central Desai Prime Moments cu Van Dijk, team of the knockout stage, fundaș stânga este Luca Digne, team of the season, la mijloc îl avem pe Manuel Petit, Prime Moments, Cristiano Ronaldo și Vieira Prime. Iar în față îl avem pe Eusebio Prime, Mane, Team of the Season Player Pick și nimeni altul decât Lionel Messi, Team of the Knockout Stage. Pe bancă este Eden Hazard, Player of the Month, Fernandinho, Team of the Season Player Pick și Ben Yedder, Inform Player Pick. În afara băncii de rezervă îl avem pe Mbappu, Team of the Season Moment, pe care îl folosim în cazul în care Douglas, în cazul în care Dani Da Costa, mă scuzați, va fi eliminat sau poate este accidentat, nu știu. Da. Hai să mergem la custom tactics, mergem la defensive, formația pe care o folosim în minutul 1 al partidei. Vedem o formație 4-2-3-1 cu David De Gea în poartă, Dani Da Costa, Desai, Van Dijk și Luca Digne pe linia de fund. Petit și Vieira sunt cele două CDM-uri, Mane, Eusebio și Lionel Messi sunt în spatele lui Cristiano Ronaldo. Mergem la tactici, avem pe defensive style pressure on heavy touch, pentru că îmi place foarte, foarte mult pressing-ul. Să recuperez sus, am șansa foarte, foarte mare să recuperez sus, să pot pleca pe un contraatac sau să am un atac periculos dacă recuperez mingea sus. 6 la uit, 6 la adept, nici prea strâns, nici prea deschis, e cred că ceea ce zic eu, ceea ce consider eu că trebuie folosit aici, să nu ai o formație nici prea deschisă, nici prea strânsă. Iar la depth, nici prea sus, nici prea jos, eu zic că e perfect cu 5-6 metri în fața lui 16 metri. La offensive style avem long ball, nu neapărat pentru grafica pe care o avem sub cameră, de a pasa peste apărare. Long ball eu îl țin pentru mingile pe care eu le trimit din centru în bens pe culoar sau din centru prin spatele omului. Dacă v-ați uitat la mine la Weekend League sau la Division Rivals, probabil ați văzut cum pleacă jucătorii de datorită acestei tactici. La uit am 5, pentru că nu vreau să fie nici prea larg echipa, nici prea strânsă. La player in the box am 6, pentru a avea un om în față, un om în care nu de 6 metri. Aici vorbim de Cristiano Ronaldo, cel ce joacă atacant, și să am 4 oameni puțin în spate. La corerea 4 și la free kick 3. Mergem la instructions, pe Cristiano Ronaldo am stay forward și getting behind este probabil cea mai bună tactică pentru orice atacant din ce am observat eu. Pe Eusebio am stay forward, pe Mane și Messi am basic pe absolut orice tactică am balanced. Pe Vieira și pe Petit am stay back while attacking și cover center. Pe Van Dijk de save while attacking și pe Dani Da Costa și Luca Digne am balanced attack și overlap pe amândoi pentru a urca. Overlap pentru a urca prin spate, iar balanced attack pentru a urca când este cazul de a crea superioritate pe partea lor. Bun, mergem la attacking, formație pe care o folosesc când nu merge 4-2-3-1 împotriva unui adversar, când nu merge sistemul 4-2-3-1. Sau când sunt condus la, să zic, două goluri și vreau să revin în meci. La fel, pressure on heavy touch, 6-6, long ball 5, de data asta 5, pentru că sunt doi atacanți, unul trebuie să rămână puțin mai în spate. 4 cu 3, tot la cornere. La formație vedem cum i-avem așezați, linia de apărare este aceeași, Mane și Eusebio sunt în spatele lui Messi și a lui Cristiano Ronaldo. La instrucțiunea stay forward și getting behind pentru ambii atacanți, Messi și Ronaldo.
Pentru Eusebiu și Mane am basic, totul este pe balanced. Pentru Vieira și Petit am stay back while attacking și cover center. Pentru Virgil van Dijk am stay back while attacking, iar pentru fundaș și laterali am balanced attack și overlap. V-am explicat și în tactica anterioară de ce folosesc balanced și overlap. Bun. Mergem la 4-3-3 ultra attacking. Formația asta o folosesc de obicei când adversarul joacă cu aceeași formație, când pune un 4-3-3 sau când joacă 4-4-2, de obicei atunci folosesc formația asta, pentru că mi-ajută jucătorii să urce, sunt puțin mai sus decât ar fi normalul. Vedem formația Van Dijk, De Saile, Dacosta din linia de fund, Petit, Vieira și Eusebio sunt cei 3 mijlocași, Messi, Mane și Cristiano Ronaldo sunt cei 3 din față. La tactici folosesc aceeași tactică, pressure on heavy touch 6-6, long ball 5-6, pentru că oricum am echipa foarte, foarte sus. La corner tot 4 și la free kick am tot 3. Mergem la instructions, am cut inside și get in behind și basic pentru Sadio Mane. Pentru Cristiano Ronaldo am stay forward și get in behind. Pentru Messi am la fel cut inside, get in behind ca la Mane, restul este default. Pentru Eusebio am stay forward, pentru Patrick Vieira am stay back while attacking și cover center, pentru Manuel Petit am tot stay back while attacking și cover center, pentru fundașii centrale am stay back while attacking, iar pentru fundașii laterale am balanced attack și overlap. Acum mergem la 4-1-2-1-2, formație pe care o folosesc numai când adversarul meu joacă 4-1-2-1-2, fie deschis, fie închis, fie pe centru, fie pe bench. E singura formație pe care o folosesc împotriva acestui 4-1-2-1-2, pentru că nu pot efectiv să joc 4-2-3-1. Pentru acel tip de jucători care urcă cu toată echipa și fac pressing, urcă cu toată echipa sus, cea mai bună tactică este asta. Bineînțeles, eu nu joc cum joacă toată lumea la tactici, cu drop back, tot pressing fac, 4-4-8, 5-depth. E mai bine să nu, pentru că echipa oricum este strânsă la mijloc, nu prea atacă lumea pe benz, doar face superioritate cu fundași lateral, mai vine cu centrare, mai scoate înapoi. Ăsta este singurul avantaj. Nu pot să joc deschis, așa că îi închid foarte bine în centru. Aici am depth 5, nu 6, pentru că consider că dacă mă atacă cu toată echipa, trebuie să am cumva o șansă să mă mai întorc înapoi pe un atac pe benz. Pe offensive style am fast build-up, vedem în grafică de ce, pentru că echipa urcă foarte, foarte rapid și asta m-ar ajuta foarte, foarte mult la un contra-atac. Am width 3, să fie echipa foarte strânsă, să lase loc fundașilor laterali să urce prin bench. La player in the box am 7, pentru că oricum o să fac superioritate cu fundașii laterali și va trebui să ori să centrez, ori să scot înapoi. La corner am 4 și la free kick 4, aici risc mult la free kick pentru că rămâne un singur om în spate pentru marcaj, nu o să am niciun om de dublaj, dar risc foarte mult, îmi place să risc. Bun. Formația o vedem, este cea din imagine, Ronaldo, Messi, atacanți, Eusebio, Ceame, Mane, Petit la mijloc și Vieira este CDM. Mergem, o luăm din apărare, avem stay back while attacking pe Van Dijk și De Saile, pe Dani Dacosta și Luca Dine folosim join de attack și overlap pentru a urca la fiecare fază și a crea acea superioritate despre care vorbeam, overlap pentru a merge prin spate pe benzi și nu am inverted pentru a intra în centru, overlap merge prin bandă și mă ajută foarte mult la a crea superioritate. Pe Vieira am balanced attack pentru că poate urca și el când crede că este cazul și cover center. Pentru Petit am get forward și cover center, la fel și pentru Sadio Mane, dar acest lucru cu cover center nu este valabil mereu, pentru că dacă dau de un adversar care folosește 4-1-2-1-2 larg, automat Mane și Petit vor avea cover wing pentru a se proteja, pentru a proteja zona aceea unde atacă adversarul pe bandă. Pentru Eusebio am stay forward și restul este default, iar pentru Ronaldo și Messi am stay central, get in behind și stay forward, stay central pentru a le face locului Dinie și Dani Dacosta să urce în atac, pentru că dacă îi dau dacă dau balance sau drift wide lui Ronaldo, el vine în bandă peste Dinie, iar Messi vine peste Dani Dacosta. La rolls folosesc, îl pun pe Messi să bată cornerele, Ronaldo bate penaltiurile, Messi bate lofturile, iar capitan este Virgil van Dijk,
pentru că mi se pare din echipa asta singurul lider din teren. Bine, mai e Vieira, Ronaldo, Messi, care pot purta banderola de capitan, dar eu l-am ales pe Virgil van Dijk să fie capitanul meu la echipă. Bine că asta nu are nicio importanță cu tacticile, dar așa a venit vorba, am dus la rost acolo și v-am arătat. Da, cam atât pentru acest episod. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și pentru susținerea de care dați dovadă. Suntem 7500 de oameni pe această comunitate frumoasă. Creștem în fiecare zi și mă bucur foarte, foarte mult. Datorită vouă am ajuns aici și vă mulțumesc din suflet pentru susținerea voastră. Sper că v-au ajutat tacticile mele și vă doresc tuturor succes la Food Champions Weekend League. Încă o dată, hai să lăsăm un like, să facem peste 200 de like-uri dacă v-au plăcut aceste custom tactics. Eu am fost Dancos, ne vedem data viitoare. Baftă!